Pentru că întotdeauna ne place să ne amintim de sărbătorile de Crăciun, așa cum erau ele pe vremuri, și mai ales Crăciunul este întotdeauna cel mai frumos atunci când îl amintim din copilărie. Am vrea să vă aduceți aminte, într-un fel sau altul, de acel Crăciun al copilăriei. Poate nu 30, poate nu 40, poate mai mulți ani. Așa cum era el, cu ce era el? Da, noi aici la țară, în perioada sărbătorilor de iarnă, avem un eveniment foarte important și aici la noi, la țară, să ținea niște sărbători enorm de cinstite, de interesante, da. A doua zi de sărbători de Crăciun, să organiza la o casă din sat un ospăț al Crăciunului, să nume, joc care dura două zile și două nopți. În perioada asta se organiza acolo o băieță fișorii, pune chizeș, patru chizeș, ăia patru chizeș își organiza cemătorii. Cemătorii ăștia mergea pe la fiecare casă unde exista o fetiță, dacă era numai chiar de două săptămâni, era obligat să meargă, să o invite la ospățul Crăciunului. Eu acum 45 de ani am fost cemător aici în satul ăsta și nu numai acum 45 de ani, și mai în urmă și după. Cel puțin 10 ani am fost tot aceeași. Și mergeam pe la fiecare casă. A doua zi dimineața pe la ora 5, doi băieți cu un fel de recunoștință ca să îi cunoască satul, avea în partea dreaptă a buzunarului o panglică roșie. Mergea pe la pecea roșie sau tricolor. Și mergea pe la fiecare casă din strada unde era el pus. Și când se ducea la om acasă dimineața, primul cuvânt era bună dimineața. Și persoana îi răspunde dimineața bună. Și pe urmă începe așa, zice, cu pașe sunteți la ziua de azi. Cu da, pașe. Cu pașe. Da, dumneavoastră, și noi. Și începe dialogul. Noi spuneam așa, noi ficiorii din comună ne-am făcut o voie bună. Și am pornit pe vălicele, culegând la floricele. Și știm bine și mai bine că și dumneavoastră aveți una de cinste și de omine ca Dumnezeu să vă ție. Și-i poftită la un scaun de hodină, la un pahar de băutură cu fișorii satului dinpreună, casa jocului era la Ienoi aici. Sau la Ienoi, sau la Dăniele de la Bună. Și pe urmă începea, după ce se termina slujba la biserică, la ora 1 începea jocurile. S-a adunat fecile, vine fecile cu sacoșa, cu cozonac, prăjituri, cozonac. Cu ce trebuie, ce era. Da. Care ce avea cu țipău, că era așa pe timpul. Cu precizarea că cemătorii da. Nu se îmbătau. Nu, trebuia să vină la slujbă. Trebuia să vină la slujbă și atunci era de râsul satului, era judecata satului, nu avea să se caute în biserică. Așa e, așa e. Deci cu acest lucru. Așa a fost. Mergeam și vine fecile cu prăjitură, după care băiețile lua prăjitura, se punea într-o ladă, anume pregătită, în cămară acolo așa, și fecile le lua pe tăce bine și le băga la un fel de masă, așa ca la nuntă. Muzicantul cânta și fecile chiuie. Pe fiecare la joc le jucam chizea și trebuie să joci pe fiecare fată, că dacă nu eu nu-ți mai aduc, nu-ți mai dau mâncare pe sar, nu mai vin la joc dacă nu mă joc. Trebuie să mă joci și pe mine, că și eu de-am venit și de-am plătit. Plăteam câte 25 de lei fiecare, de puneam toți banii de împreună, ne adunam ca să putem face ospățul Crăciunului. Și era o frumoseață foarte frumoasă. Cam de câți ani se mai practică ospățul Crăciunului? Asta de vreo 40. Nu 40. Cel puțin în Sfânt Petru. Da. Poate că la Tușin, la Hulă... Acolo mai se menține. Nu mai este. Deci cel puțin din 65-66, ia că-s 40 de ani. Cam așa. 60, de 40 nu. De ani. Nu știu dacă era prăjătură, cum o zis Luchii. Era pancove, scorușă, cârnați, carne friptă și se dădea acolo la cămară. Și era șeful cămării care nu putea... Cei care aduceau asemenea bunătăți erau poftiți la masă, după care muzicanții începeau și jocul. Prima dată jucau ăștia mai bătrâni,
că îi trebuie să vină... Gazda căsă trebuie să... Sigur, îi trebuia să vină să-i sprevească cu animale și aveau acolo cu porci, cu vasile, cu tot, și apoi seara mergeau înapoi la casa jocului, unde era. Aici la Sfânt Petru e la Enoe, la Dochița, la Dănilă de la Buna, iar la Bârlibaș, la firmă. Șuteu, și iar la Bârlibaș, la Levădariu. Erau jocurile. Acolo era. Care era plata casei unde era jocul? Fetele, pe timp de vară, trebuia să vărească în postul Paștelui, să vărească casa din nou, să facă fața căsii, iar la băiețe trebuia să ajute la gazdă, ori la căpălit, ori la coasă. Asta era plata pentru că era acolo două zile și două nopți. Jocul din investigație care le-am făcut, jocul se termina a patra zi de dimineață, în care chizeșii și tinerii luau butoiul care lua băutura luată în credință de la făgădău satului, mergeau la făgădău, se mai primeneau puțin pe la stomac, cum să zice, își înlăturau gresurile și își plăteau datoriile care au avut pentru băutura care au avut-o. Și un alt obicei care nu mai se practică acum și pe care l-a știut și se făcea de foarte multe ori? Păi era, ce era? În afară de colindat. Colindatul pe grupe de vârstă, nu? Da. Și pe tinereți. Eu toți ne adunam 10-20 de tinereți la o altă și apoi făceam un grup de la fiecare. Luam așa casele pe rândul. Hai mă să mergem și la vecinul, că și ăsta e de-a nostru. Că dacă nu, da, un pahar de țuică îl bem și un colac sau ce fășea, ce da acolo pe masă, o bucată de prăjitură, ce era un pic de carne. Și no, de aici am plecat la cutare, la vecinul, la, și mergeam așa, de la unul la altul. În grup și era frumoseață mare. Dar acum... În seara de ajunul de Crăciun, data de 24, toată noapte se colinda de tineret, copiii mai mici și pe urmă dimineața la ora 9, când începea slujba la biserică, toată lumea eram prezenți la slujba de ce o executa părintele satului. Între Crăciun și anul nou sunt mai multe evenimente, mai multe zile și evident mai multe tradiții. Furatul porților, vergelatul, se practică aici? Da. Furatul porților vinea și dacă nu lăsai să ăsta, vinea și îți lua poarta, să o duce la vecinul la șaptelea, la optelea și nu găseai până a două. Și mie anul trecut, vecinul zice, stai că-l păcălesc pe Avram. O luat-o și ne-a dus-o după tulei, mi-a ascuns-o acolo și zice, măi, să-ți găsești poarta acolo, mi-a dat telefon, fii atent că acolo se poarta. Bine, mă, mai făcut de rușine. Așa era. În privința vergelatului, în data de 31, în ajunul de anul nou, se făcea vergelul. Acolo s-a adunat tineretul, fete și fișori. Se punea 7 farfurii sau 9 farfurii pe masă cu gura în jos și se punea cărbune, se punea sară, piaptă, pâine, bani în el și fiecare reprezenta câte ceva. Pâinea însemna omul bogat. Că se mărită fata cu un om bogat, cărbunile înseamnă că se căsătorește cu unul negru, inelul frumos, sarea bogat, sărac, nu, în orice caz, pita bogată. Apoi așa se petrece tineri în sara de vergel, așa îi ziceam noi atunci. Era colțat. O colindă specifică pentru Sfânt Petru, este vreo una, cea mai cunoscută colindă care se colindă aici? O ceva este minunată. Nu este reprezentativă. Deci din câte am cântat noi aici, de câte am înregistrat, zic că mai reprezentativă, sus la vița vinului și la sfârșitul lumii. Sigur că sunt mai multe variante. Sau păstori se întâlniră. Nu, deci exact local, lumea care este specific aici, cele două. Ce vedere minunată. La origine știți că este o colindă cultă care a devenit atât de populară încât s-a declasificat, să zic, din melodie clasică, a devenit o melodie populară, transformată. Încă în manual noi ardelene să zice că ăsta ar fi imnul. Fiecare sat. O specificare. Singurul obicei care se mai păstrează în acest sat este colindatul, sigur că nu în aceeași măsură care era acum 50-60 de ani, colindatul și chiar dacă astăzi suntem în postul Crăciunului, încă un obicei este târgul de țară. Alte obiceiuri au dispărut. Și jocul, și turca, și cântecul de stea, și jocul, și hoșca, și șezătoarea, și claca, și așa mai departe. Aceste obiceiuri au ieșit din
începem și noi să fim occidentali, să nu ne mai mergem pe la vecini decât din Paște în Crăciun.